Bună ziua! Astăzi e 6 noiembrie, e o zi foarte călduroasă și m-am gândit să vin la sub să-i fac un ultim tratament cu acid oxalic prin sublimare. Să ne uităm la câțiva stupi, să vedem ce e. Eu nu am trebuit să te înghem. Sunt vreo 19-20 grade afară. Ia să vedem ce avem aici. Da. Albina e respirată. Până la ultima ramă, e bine. Am pus sublimatorul la încălzit. Trebuie să ajung undeva la 200 de grade. 200 și un pic. Căpcanile își fac treaba, încă sunt vespi multe. Trebuie să vă abidem să ce e aici. E plin. Bun. Avem nevoie de o mască, ochelari și mănuși de protecție. Un costum de... Uitați să vă cum se vede. Este pe mine deja cu cagulă, frumos, așa, punem, ne punem masca și o să trecem la treabă. Vine cu câte o găurică în spate, jos, cum se vede, nu trece albina, e de 6, un burghiu de 6, albina nu trece prin ea. Aici avem suprimatorul. Arată 232, dar în momentul când punem acidul să mai răcește un pic. Da. Cum procedăm? Foarte simplu. Luăm cu o siringă de 20, am tăiat capul, băgăm în acid oxalic, el așa exact, eu îi bag T3, stupii sunt foarte puternici și pur și simplu punem în căpăcel aici. Și a rămas, vedeți, da? Ok. Cu o mână cam greu, se vede cum aici. O să-l activez în jos. Să vedem și cum funcționește, da? Se vede. Câteva secunde sublimează tot. Se vede, da? Funcționează foarte bine. Ok. O să-mi pun masca și o să trec la treabă, da? Sănătate și o zi plăcută!